Aș vrea să deschidem Biblia pentru cei care o avem, dacă nu urechile, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, cu versetul 15, unde cuvântul Domnului spune așa: În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de 120. Și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. A căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan Botezătorul, până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Doamne, așa cum stăm înaintea Ta, Te rugăm în continuare ca Tu să ne vorbești. Doamne Dumnezeule, Te rog să deschizi inimile noastre, Doamne. Te rog, Doamne, să dai protecție peste mințile, sufletele noastre, Doamne. Fie sângele Tău protecție, Doamne, peste noi, Doamne. Ne împotrivim oricărui duh, Doamne, de tulburare, Doamne, de intimidare, Doamne. Și vrem, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să cadă peste noi, Doamne. Iartă păcate, Doamne. Spală, Doamne, Dumnezeule, păcate. În numele lui Iisus Hristos, Tată, Te rog, și prin Duhul Sfânt. Amin. În această seară, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre un om care a început ca un erou pe calea lui Dumnezeu, dar a sfârșit ca un mare zerou pe calea lui Dumnezeu. Un om care a fost ales de Dumnezeu ca să fie ucenicul lui, dar un om care, datorită nevegherii pe care a avut-o în viața lui, omul acesta a sfârșit în iad. Numele lui este Iuda, cel care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune Biblia. El era din numărul nostru, auzi? Chemat de Dumnezeu, special, din numărul nostru. Dar spune Biblia, dar omul acesta a căzut și a mers la locul lui, unde? În iad. Și atunci am spus: Doamne Dumnezeule, e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Multă vreme m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Că așa spune Biblia, e mai bun sfârșitul decât începutul lui. Însă am găsit un verset în Sfânta Scriptură care spune ceva mai bine decât versetul acesta. Și spune așa: Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie alergarea. Și dorința mea în această seară pentru fiecare dintre noi care am început pe calea lui Dumnezeu nu este să sfârșim cu bine alergarea, ci să o sfârșim cu bucurie. Când murim, când plecăm din lumea asta, să murim cu motoarele aprinse pentru Dumnezeu. Să fim oameni care să murim pe val. Să nu murim niște creștini acri și amari, ci să murim plini de bucurie, slăviți să fie Dumnezeu. În secolul XVI, în 1500 și, a existat un mare pictor pe nume Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci a făcut un tablou care poate mulți l-aveți acasă. Iisus Hristos stătea la masă cu ucenicii, cina cea de taină. Înainte să picteze acest tablou, s-a dus să găsească 13 bărbați și a început cu Domnul Iisus Hristos. Și s-a dus să găsească un bărbat cu trăsături fine, un bărbat frumos, chipeș, care în mintea lui semăna cu Iisus Hristos, îl poate desena. Și după multe căutări a ajuns într-o biserică romano-catolică. Și acolo undeva, într-un colț, a văzut în corul bisericii, a văzut un bărbat frumos. Și a zis: mă, ăsta în mintea mea seamănă cu Iisus Hristos. S-a dus la el și a zis: domnule, îmi dați voie să vă pictez. Vreau să fac un tablou, eu sunt Leonardo da Vinci, și vreau să pictez chipul lui Iisus Hristos. Și în mintea mea ești un om care ar semăna cu Iisus Hristos. Vă plătesc. Și omul nostru a spus: sigur, cum să nu?
Și Leonardo da Vinci a început să-l picteze. După ce l-a pictat, l-a întrebat și a zis: mă scuzați? Zice, dar cum vă cheamă? Și omul a zis: numele meu este Bandieli, Antonio Bandieli. A trecut mulți ani de zile până când s-a dus să caute pe Petru, cum arăta un Petru, Iacov, Ioan. Și după ani de zile a ajuns la personajul nostru, la Iuda. Și când a ajuns la Iuda, s-a gândit unde să caute un om. Și s-a dus undeva la periferia Romei, acolo unde sunt boschetari, acolo unde sunt oamenii cei mai săraci, mizerabili, murdari. Și a zis, trebuie să găsesc un om murdar așa, să-l pot picta ca Iuda fiind. Și după ce s-a dus și a căutat, a găsit un boschetar, a găsit un om vai de el. Și s-a dus la el și a zis, nu vă supărați, îmi dați voie să vă pictez, eu sunt un pictor. Și vreau să pictez tabloul Cina cea de taină și dumneavoastră o să fiți un personaj acolo. Și omul a zis, da, sigur. Zice, dar cum vă cheamă? Și răspunsul a venit ca un șoc electric. Numele meu este Antonio Bandieli, care în urmă cu ani de zile m-a spictat ca fiind Iisus Hristos. Și am văzut, frați și surori, că de la erou la zerou e o cale foarte scurtă. Că astăzi poți să fii pe calea lui Dumnezeu, să te numești ortodox, drept creștin, și mâine, prin nevegherea ta, să cazi de pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am spus, Doamne Dumnezeule, și noi am fost aleși de tine în mod special, din numărul nostru, zice Apostolul Petru, a fost ales Iuda. Și cu toate astea, spune Biblia, n-a sfârșit pe calea lui Dumnezeu, ci a sfârșit-o în iad. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi. Mai ales că Iuda a avut un nume extraordinar. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă. Când părinții l-au văzut că se naște băiețelul ăsta, au zis, lăudat să fie Domnul. Și așa i-a rămas numele. Când mergea la școală, profesorii întrebau, lăudat să fie Domnul, ți-ai făcut tema? Lăudat să fie Domnul, ai ascultat pe mama și pe tata. Purta un nume, voia să-l facă corist, voia să-l facă un cântăreț pe omul ăsta. Dar omul ăsta a ajuns să-l trădeze, să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos, pe 30 de arginți. Și atunci am zis, Doamne Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, să stau pe calea Ta până la moarte. Și dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi nu este doar să începem pe calea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să sfârșim pe calea lui Dumnezeu, slăvit și onorat să fie Dumnezeu. Ați auzit pe cineva să pună numele Iuda la copilul lor? Ați auzit? Așa că nu punem nici la câini numele de Iuda. Punem mai repede Cezar și Nero, dar nu punem numele de Iuda. Nu mai vrem cu Iuda, de ce? Pentru că omul ăsta l-a vândut pe Iisus Hristos. Cine a fost Iuda acesta? Omul acesta a avut niște privilegii extraordinare. Și în această dupămasă, dacă vrei să nu cazi, că așa zice Biblia, că Iuda a căzut din apostolia aceea și s-a dus la locul lui, unde? În iad. Dacă vrei să nu ajungi în iad, dacă vrei ca viața ta să sfârșească cu bine pe calea lui Dumnezeu, un prim lucru care ți-l spun în această seară este apreciază-ți privilegiile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Apreciază tot ce ți-a dat Dumnezeu în viața asta. Nu te lăsa orbit de bani, de pofte, de nimic. Apreciază tot ce ți-a dat Dumnezeu. Ce privilegii a avut Iuda? În primul rând, Iuda a avut harul să umble 3 ani de zile cu Domnul Iisus Hristos. 3 ani de zile să audă cele mai extraordinare predici. Să vadă minunile lui Dumnezeu cum nu le-a văzut nimeni pe acest pământ. Să audă cele mai puternice conferințe. Cel mai mare predicator a stat lângă el 3 ani de zile. Și îmi dau seama că faptul că umbli cu oameni mari al lui Dumnezeu sau faptul că tu cunoști oameni mari al lui Dumnezeu nu înseamnă că ești neapărat un om al lui Dumnezeu. Ba mai mult, Iuda nu numai că a avut harul acesta, privilegiu să umble cu Fiul lui Dumnezeu. Omul acesta a avut parte de o alegere specială. Spune Biblia în felul următor, că după 12 ore de rugăciune, când Iisus a dus sus pe munte să se roage, Domnul Iisus Hristos a venit și s-a uitat la mulțime și a spus așa, tu, să fii ucenicul meu. Și dintre miile de oameni care erau acolo, Iuda a avut harul să fie ales de Dumnezeu după 12 ore de rugăciune. Și îmi dau seama, nici măcar faptul că ai fost ales de Dumnezeu în special, nici măcar faptul că poate ai avut lucrări, că din pântecele maicii tale te-am pus deoparte, nici măcar că ai fost ales special de Dumnezeu, nu înseamnă că vei sfârși cu bine alergarea. Ce privilegiu a avut omul acesta? Un om care a fost ales de Dumnezeu după rugăciune, un om care a stat cu Domnul Iisus Hristos la masă și a văzut lucruri extraordinare. Ba mai mult, Iuda s-a născut într-o familie cu frică de Dumnezeu. Știu lucrul acesta pentru că părinții lui nu i-au pus un nume de actor, nu i-au pus numele de James Bond, nu i-au pus numele de zeități din vremea aceea, ci a pus numele de Iuda,
care înseamnă lăudat să fie Domnul. Și dacă a avut un nume extraordinar, înseamnă că părinții au fost extraordinari. Și îmi dau seama că faptul că te naști într-o familie creștină nu înseamnă că ești creștin. Creștinii nu se nasc, creștinii se fac. Creștinii nu se nasc. Dacă te-ai născut într-o țară creștină, nu înseamnă că ești creștin. După cum dacă te-ai născut, de exemplu, într-un garaj, nu înseamnă că ești mașină. Dacă te-ai născut într-un aeroport, nu înseamnă că ești avion. Și dacă te-ai născut într-o țară creștină, nu înseamnă că ești creștin. Creștinismul înseamnă întâlnire personală cu Iisus Hristos. Creștinismul înseamnă să-ți dai viața, să-ți dai seama că ești un om păcătos, că ai nevoie de harul lui Dumnezeu, să pleci genunchi înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul, slăvit să fie Dumnezeu, onorat să fie Dumnezeu. Tu ai avut o astfel de întâlnire? Poate ai privilegiu sau ai avut privilegiu de mic să fii dus la Sfânta Biserică, de bunica ta, de mama ta. Dar vezi că poate lăcomia de bani sau alte lucruri au unecat acea credință bună care ai avut-o în inima ta. Și astăzi, așa cum spunea fratele Ovidiu, poate ai o formă numai de creștinism, dar n-ai esență, n-ai trăire cu Dumnezeu. Mă rog în această seară, Dumnezeu să-ți deschidă ochii inimii. Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să vezi privilegiile care ți le-a dat Dumnezeu. Eu vă mărturisesc sincer, i-am mulțumit lui Dumnezeu că nu m-am născut în Arabia Saudită. Dacă mă nășteam în Arabia Saudită, n-auzeam niciodată de numele de Iisus Hristos. În Arabia Saudită nu sunt creștini, nu sunt evangheliști, nu există biserică. Dar faptul că eu m-am născut în România, fără ca eu să-mi aleg locul unde să mă nasc, pe vremea cui să mă nasc, Dumnezeu a hotărât să mă nasc aici ca de mic să fiu expus la Evanghelia Harului Dumnezeu. Faptul că tu ești aici și te-ai născut în România fără să-ți alegi părinții și țara, este că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și Dumnezeu vrea să apreciezi harul acesta. Pentru că dacă ai auzit Evanghelia de 100 și de 1000 de ori, vei fi mult mai judecat decât altul care n-a auzit-o niciodată. Iuda a avut har să aibă o familie extraordinară, să fie ales de Dumnezeu, cum și tu ești ales, să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dar omul acesta n-a băgat în seamă harul lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Ba mai mult, spune Biblia că Iuda a mai avut un har. Acela de a avea daruri din partea lui Dumnezeu. I-a trimis Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, doi câte doi, ce să facă? Să predice Evanghelia, să scoată demoni, să vindece leproși. Și mi-l imaginez pe Iuda, probabil cu Toma, s-a dus și predica Evanghelia lui Iisus Hristos. Mi-l imaginez cum punea mâinile peste bolnavi și bolnavii se însănătoșau. Și îmi dau seama nici măcar faptul că ai o slujbă extraordinară, nici măcar faptul că ai putere supranaturală, nu înseamnă că neapărat ești un om al lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune în felul următor, mulți vor veni în ziua aceea și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Doamne, n-am scos noi demoni în numele Tău? Și Domnul le va spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi care lucrați fără de legea. Frați și surori, dragi prieteni, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Fiecare dintre noi să ne uităm în viața noastră și nu cumva să clădim pe gunoi, nu cumva să clădim pe nisip, ci să clădim pe stâncă, pe Iisus Hristos, slăvit și onorat să fie Dumnezeu. Așa că, în această seară, învață, dacă nu vrei să ajungi unde a ajuns Iuda, nu fi orb la toate privilegiile pe care ți le-a dat Dumnezeu, ci spune astăzi, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne, să cunosc frumusețea Ta, Doamne. Deschide inima mea, Doamne, să primească cuvântul Tău, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu orbit în lumea aceasta. De multe ori mă gândesc că creștinii, la ora actuală, sunt ca și submarinul. Știți cum e submarinul? E acea navă subacvatică care stă pe fundul oceanelor. Și stă acolo și la un moment dat se ridică, aruncă o bombă, poate, iară stă acolo pe fundul oceanelor. Așa sunt mulți creștini. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, ei stau pe fundul oceanelor, vorbesc cum vorbește lumea, se uită la ce se uită lumea, se îmbracă cum se îmbracă lumea, fură ca lumea, minte ca lumea, semnează fals ca lumea. Dar sâmbătă seara, submarinul nostru ce face? Duminica în biserică, aleluia! Suntem creștini, cântăm, ne rugăm, facem cort, aleluia, osanale, foarte bine. Dar unii, duminică seara, și luni, marți, miercuri, joi, sunt apoi pe fundul oceanului la toate mizerile.
la toate mizeriile. Și vreau să vă spun ceva în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu urăște un astfel de comportament. Dumnezeu vrea să fim sfinți și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Dumnezeu nu vrea să vadă creștini submarini. Dumnezeu nu vrea să vadă creștini care îs odată așa, odată așa. Iuda a fost un astfel de om. Iuda era în grupul select al lui Iisus, dar el, spune Biblia, ce făcea? Fura din pungă, spune Biblia. Avea două vieți în același timp și Dumnezeu urăște astfel de lucruri. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți cu adevărat, Doamne. Ajută-ne să fim ortodoxi, creștini drepți cu adevărat, Doamne. Lăudați să fie Dumnezeu. În al doilea rând, ce învăț de la Iuda, este nu numai că trebuie să-mi apreciez privilegiile și să nu mă las orbit de nimic în lumea asta. Și în al doilea rând, atenție la păcatele mici. Atenție la păcatele mici. Cine s-ar fi gândit că așa, furtul acela nenorocit, așa un pic din punga lui Iisus Hristos, în buzunarul tău, cine s-ar fi gândit că furtul ăla va conduce la cea mai odioasă crimă, la cea mai mizerabilă crimă, să-L omor pe Dumnezeu și să conducă la cel mai groaznic suicid, la o sinucidere extraordinară, cum a terminat Iuda. De la un furt? Eu credeam că curvia e păcat mare. Curvia te duce în iad. Iată aici, că nu numai curvia te duce în iad la diavolul, ci și lăcomia de bani și furtul. Și dacă nu ești atent la păcatele mici, păcatul ăla te va duce mai departe decât crezi. Și îți vei nenoroci viața și familia și pruncii. Și Doamne, cât să sunt pușcării astăzi? Că prima dată a furat un pic, până la urmă au vândut-o și pe mama. Până la urmă n-a mai avut frică nici de Dumnezeu, dar s-a numit creștin. Dumnezeu nu vrea să fim așa. Ai grijă la păcatele mici și dacă nu-i curvie, și dacă nu-i homosexualitate, ai grijă la păcatul mic. Nimeni nu s-ar fi gândit că păcatul acela, puțin furat din pungă, să conducă la moartea lui Iisus Hristos, să conducă la sinucidere. Doamne, păzește-ne, Doamne! Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus? S-a uitat la un smochin, spune Biblia, și a vrut să mănânce ceva, a dat frunzele la o parte și n-a găsit nimic. Și s-a uitat Iisus la smochinul acela și l-a blestemat și a spus, în veac să nu mai dea rod din tine. Și spune Biblia că s-a uscat de unde? Zice stare, de la rădăcină. Când Hristos a rostit cuvântul lui, s-a uscat din rădăcini. A doua zi, spune Biblia, ucenicii au trecut pe lângă acel smochin și a zis, Doamne, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat din rădăcini. Știți ce învăț de aici, frați și surori? Că înainte ca cineva să se usuce, înainte ca să fii văzut de ucenicii Domnului care trec pe lângă tine, știi unde te usuci prima dată? Acolo la întuneric, în viața ta privată când nu te vede nimeni, la rădăcină. Acolo nu mai stai cu cuvântul, nu mai stai cu rugăciunea, te uiți la ce se uită lumea, faci ce face lumea și te usuci acolo. Și doar o chestie de timp, până când vor vedea și ucenicii Domnului, că nu mai e același, mă. Mă, dar la când cânta, când predica, când făcea lucrarea, Domnul era plin de roadă, plin de suc și verde. Dar uite-te acum, s-a uscat, unde? La viața lui privată. Ăsta a fost Iuda. Pe din afară, sigur, ucenicul lui Iisus, da, da, eu sunt creștin, da, cum să nu? Dar la întuneric, când nu-l vedea nimeni, ce făcea? Se juca cu păcatul. Așa un pic. Lasă, zice, că nu-i chiar așa. Bine, acum, Domnul, e bunească, trăim în România, ce să faci? Și păcatul acela l-a condus pe unul, un om ales de Dumnezeu, după 12 ore de rugăciune, l-a condus direct în iad, pentru că n-a fost atent la păcatele mici. Uită-te să vezi care e păcatul acela care nu-l bagi în seamă. Care e lucrul ăla, păcatul ăla de buzunar și zici, nu e așa mare lucru. Nu vezi că te usuci la rădăcină? Nu vezi că nu mai ai viață din Dumnezeu? Nu crezi că ar fi astăzi timpul să spui, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, Doamne. Am vierm la rădăcină. Mă mănâncă, Doamne, din interior. Curăță-mă, Doamne. Nu mă lăsa, Doamne. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu. Câți dintre voi ați auzit de Stalin? Mâna sus. Stalin, criminalul. Ați auzit de el? 80 de milioane de oameni au ucis. 80 de milioane, era un tip micuț. Mâna stângă era mai scurtă. Dar câți dintre voi știți că Stalin a făcut teologia, 4 ani de teologie. Trebuia să devină preot. Preot trebuia să devină Stalin. Dar în timp ce citea Sfânta Scriptură la teologie, dincolo avea cărțile lui Marx, al lui Lenin. Avea cărțile de ateism care negau pe Dumnezeu. A zis el, ce, e ok Biblia, dau un pic așa să mă uit să văd ce zice și eu trava asta. Și ce a făcut? A început
să citească o travă. Și credința aia născută de Dumnezeu în el a început să fie înecată de tot felul de scrieri păcătoase. Și în loc să devină un preot, în loc să fie un om care să-L iubească pe Iisus Hristos, a urât tot ce a creat Dumnezeu și a murit cu pumnul spre Dumnezeu, arătându-i lui Dumnezeu pumnul. Fiica lui Svetlana s-a pocăit că s-a întâlnit cu Richard Wurmbrand și i-a spus că Dumnezeu-i dragoste, că Dumnezeu nu-i ură. Înțelegi? Poate ești aici tânăr sau tânără și citești lucruri care spui că nu-s așa otrăvitoare. Biblia spune în felul următor. Așa spune Biblia în 1 Timotei, capitolul 5, capitolul 6, zice: Timotee, păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flăcăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care unii au mărturisit-o și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Timotee, fugi de împotrivirile științei. Nu știu care e păcatul acela, poate mic, care nu-l bagi în seamă. Poate să fie scrieri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Poate să fie păcate care nu le bagi așa în seamă. Dar să știi că dacă nu ești atent, păcatul acela va crește mai mult și mai mult. Și dintr-un om care a fost bine vorbit în sat, ca așa se de la actualități, un om omoară pe nu știu care. Zice, nu știu, zice că o trăiți, zice, pe scară cu noi, zice, dar a fost un băiat deosebit și respectos. Dar cum a putut să facă așa ceva? Știți cum e? Ești o bombă cu ceas. Și dacă nu o dezamorsesc când trebuie, să știi că de la erou la zero e o cale foarte scurtă. Doamne, păzește viețile noastre, Doamne. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Se spune că era odată pe fluviu Niagara, era o oaie înghețată. Și un vulture înfometat a văzut hoitul ăla acolo. Și a venit și a aterizat acolo pe hoit. Și a început să ia o gură de mortăciune. A zis el, mai sunt 100 de metri până la Marea Cascadă, până la Niagara. Și a început să mai ia o gură de mortăciune. Și încă o gură de mortăciune, și încă o gură de mortăciune. Și a ajuns să fie 5 metri distanță de Niagara. Și vulturul sigur pe el a zis, încă o gură iau. Și când oaia va face așa să cadă în cascadă, eu îmi voi înălța aripile. Și mă voi lăsa purtat de vântul care va veni, de aer, de curent de aer, și voi zbura. Și când oaia a făcut așa, vulturul sigur pe el și-a întins aripile și a zis, am să zbor, am să zbor. Și oaia a făcut așa și vulturul și-a întins aripile și a văzut că nu zboară. Și a început să dea din aripi și a văzut că nu zboară și a dat din aripi mai tare și mai tare și mai tare. Până când s-a dus cu oaie cu tot, s-a dus în Niagara și a murit acolo împreună cu hoitul acela. Știți de ce s-a dus și de ce a murit vulturul? De ce n-a putut să zboare? Știți de ce? A stat prea mult cu lăbile pe oaia înghețată și i s-au înghețat lăbile acolo pe hoit. Tu ești poate vulturul ăla, chemat de Dumnezeu să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui, chemat de Dumnezeu să-L iubești și să guși raiul lui Dumnezeu. Dar există un hoit în viața ta pe care poate nimeni nu-L știe, nici soțul tău, nici soția ta. Nu-L știe nimeni. Lucruri în viața ta de care ți-e rușine și în care tot te alimentezi. Și zici, încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic, încă un pic. Și vezi că păcatul te-a legat și te-a înfășurat așa de lezne. Și ești creștin, dar parcă nu ești liber, ești legat. Te-a înghețat păcatul acolo. Și poate este doar o clipă între tine și veșnicie să mergi în Niagara și în iad. În această seară am venit să-L prezint pe Iisus, care te poate libera de orice păcat. Iisus Hristos te poate ierta, dar și elibera de orice păcat. Și am impresia că în această seară sunt creștini, asemenea acelei femei care de 18 ani, spune Biblia, o ținea diavolul gârbovă. Și a venit Iisus Hristos și a zis, femeie, îndreaptă-te, spun. Și coloana ei a început să se îndrepte, spune Biblia. Și a luat poziție de drept și a spus așa Iisus. Oare nu trebuia ca această fiica lui Avram să fie eliberată de problema ei? Fiica lui Avram și totuși gârbovită. Creștin, ortodox, penticostal, baptist. Fiul lui Avram. Și cu toate acestea, păcatul te leagă și te ține gârbovit. Stai pe hoituri. Ce-ar fi în această seară să spui, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, Doamne. Iartă-mă, Doamne! Doamne, nu mă lăsa să fiu creștin gârbovit! Niciun păcat să nu stăpânească peste viața mea! Nu vreau să fiu un Iuda să mă joc cu păcatul! Că dacă nu-l omor tu pe păcat, te omoară el pe tine! Auzi ce spun? Dacă nu omor păcatul din viața ta și dacă nu te pocăiești, dacă nu te căiești, e o chestie de timp și păcatul te va omorâ pe tine! Ați auzit vorba? Ce cântau femeile mai de mult? Femeile cântau și spuneau, David a omorât, Saul a omorât miile lui. David a omorât zecile lui de mii. Dar vreți să vă spun eu continuarea.
Dar Satan a omorât milioanele lui de mii. Și cu atâția oameni a lui Dumnezeu a dat diavolul la pământ, cu milioane dintre ei. Ce ar fi astăzi să spui, Doamne Dumnezeule, dacă Iuda cu har special chemat din numărul ucenicilor a căzut și a mers la locul lui. Doamne, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Ajută-mă, Doamne, să mă țin lângă Tine, Doamne. Ajută-mă să veghez, Doamne. Nu cumva să las păcatul nemărturisit în viața mea. Să nu mă usuc la rădăcină, Doamne, ci să fiu ca un pom sădit lângă un izvor de apă, slăvit și onorat să fie Dumnezeu. În această seară am o veste bună pentru tine. Iisus Hristos este Mântuitorul. Și Mântuitorul mântuie. Și Mântuitorul salvează. Și acest Iisus Hristos te poate ierta, te poate scoate de pe hoit într-o secundă, să-ți dezghețe picioarele și inima ta, care poate ca piatra în această seară. Ai vrea, dar nu poți. Mă rog ca Iisus Hristos să te cerceteze. Mă rog ca Iisus să nu te lasă să mergi unde a mers Iuda și să spui, ajută-mă, Doamne, să fiu creștin cu adevărat, Doamne. Nu mai vreau să fiu submarin, Doamne, vreau să fiu în fiecare zi copilul Tău, lăudat să fie Dumnezeu. Amin? M-a auzit o întâmplare reală. A fost un mare bogătan în India care a avut un conac, o casă foarte mare. 7-10 camere. 6 băi. Și avea un prieten foarte bun. Și prietenul lui se numea Tigru. L-a crescut de când era un pui. Cuțu, cuțu. Cuțu, cuțu. Cuțu, cuțu. Și tot l-a crescut până când a ajuns așa ca un vițel. Mergea cu el în oraș, se culca cu el. Era prietenul lui, the best friend. Era cel mai bun prieten al lui. La un moment dat, spune istoria, omul nostru, bogat, s-a pus pe un scaun și a început să se legene și a adormit acolo pe scaun. Și cuțu, tigru, mare fiind, s-a uitat la stăpânul lui și a venit și a lins mâna, în semn de respect. Toi a lins mâna și a lins mâna mai mult și mai mult, stăpânul meu. Și tot lingându-i mâna, a văzut că iese așa un firicel de sânge. Și când a văzut animalul nostru, a văzut sângele acolo, toate instinctele animalice s-au prins în el. Toate! Și stăpânul lui n-a mai fost stăpânul lui, ci a fost prada lui și l-a mâncat dormind acolo. Așa e păcatul. Crești un păcat, las că nu e așa mare păcat, Doamne, ce fur un pic, Doamne, dar mă uit, da, Doamne, da, da, si, nu, da, las că nu e. Și tot îl crești, tot îl crești, ca Iuda, tot îl crești, tot îl crești. Și când ți-e lumea mai dragă, păcatul ăla, dacă nu-l omori în fașă, te va omorui el pe tine. Ce-ar fi în această seară să spui, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Vezi dacă sunt pe o cale rea, Doamne. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei, Doamne. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin? Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în această seară. Dacă vrei să nu cazi, nu te lăsa orbit de păcat și apreciază toate privilegiile și harul care ți l-a dat Dumnezeu. Faptul că ai venit pe picioarele tale aici, faptul că poți să auzi, faptul că ești aici și cunoști cuvântul lui Dumnezeu în această seară, spune, Doamne, astăzi vreau să mă predau cu totul Ție. Îl vreau pe Iisus Hristos, Domn și Stăpân în viața mea, în toate cotloanele inimii mele, domnește Tu, Doamne. Ajută-mă să apreciez tot ce mi-ai dat. Mulțumesc că m-am născut în țara asta. Mulțumesc, Doamne, că de mic, Doamne, sunt expus la cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne. Aleg, Doamne, să rămân mucenicul Tău pentru totdeauna. Doi, atenție la păcatele mici. Ai grijă la păcatele mici, ca nu cumva păcatul să te ducă unde n-ai voie niciodată. Și în ultimul rând, când păcătuiești, asumă-ți vina. Când păcătuiești, recunoaște-ți păcatul. Sunt foarte mulți oameni astăzi care îl scuză pe Iuda. Și zice că Iuda nu a fost chiar așa de vină. Zice așa, i s-o da, zice, ce să faci? Să se împlinească Scriptura. Să se împlinească prorociile cu sute de ani de zile prin Zaharia. Trebuia să fie unul fiul pierzării. Așa că Iuda nu-i vinovat. Ba mai mult, există un post de televiziune care a încercat să aducă pe micile ecrane Evanghelia după Iuda. Și a zis, uite, Domne, ni s-a ascuns o Evanghelie, Evanghelia după Iuda. Domne, s-a descoperit cu adevărat Evanghelia lui Iuda. Și acolo în Evanghelia după Iuda, Iuda înainte să se sinucidă, cică, scrie el o Evanghelie, un testament. Și spune așa, Iisus Hristos a vorbit cu mine înainte. Și mi-a zis, Iuda,
O venit ceasul, trebuie să mor și nimeni nu mă omoară. Du-te, vinde-mă tu cu 30 de arginți, rămâne secretul nostru, nimeni să nu știe. Rămâne între mine și tine și nimeni să nu știe lucrul ăsta. Să mă ajut să împlinesc planul lui Dumnezeu. Și apoi zice, eu îți fac o casă mare de aur în cer. Dar zice, trebuie să mă ajut, vinde-mă, dar să nu spui la nimeni. Și Iuda săracul, cu remușcări, înainte să se sinucidă, a zis, nu vreau să las lumea asta să fie proastă. Și l-a dat în gât pe Iisus Hristos. Și postul de televiziune începe să laude, uite Doamne, uite s-a descoperit, Biblia e o minciună. Acum hai să vă spun ceva. La mine în Scriptură spune Biblia așa, că Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Auzi? Iisus Hristos nu e un șarlatan, Iisus Hristos este adevărul. El este Dumnezeu care nu poate să mintă, slăvit să fie Dumnezeu. Biblia vine și spune în Marcu capitolul 14 cu 26, spune Biblia, Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Asta ce înseamnă? Iuda, eu mă duceam la cruce și fără tine, negreșit mă duc acolo, dar vai de tine că te-a lăsat să fii o unealtă în mâna diavolului și Dumnezeu se folosește și de păcatul tău și slăbiciunea ta să împlinească un plan perfect al lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Așa că să nu-l scuzăm pe Iuda. Să nu zicem Iuda săracul n-a fost vinovat. Pentru că Biblia spune așa în textul care l-am citit. În versetul 18 spune Biblia așa. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii a cui? Zice stare. A lui. A cui a fost nelegiuirea? A lui Iisus care e adevărul? A Tatălui care este adevărul? A Duhului adevărului? Nu. A cui era nelegiuirea? A lui. Luca 6 cu 16 spune Biblia că Iuda s-a făcut vânzător. Deci când păcătuiești, nu da vina pe soartă. Nu da vina și spune, păi așa mi-a fost dată, frate, ce să fac? Când păcătuiești, nu da vina pe nevastă ta și pe copiii tăi. Nu da vina pe Klaus Iohannis, nu da vina pe sistem, nu da vina pe corupția din țară. Când păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, nu te scuza, ci spune, Doamne, chiar eu trebuie să mă rog, Doamne. E păcatul meu, Doamne. Nu mă scuz, Doamne. Tu ești adevărul, Doamne. Cuvântul tău e adevărul. Diavolul e mincinos, Doamne. Și aleg să mă pocăiesc înaintea ta, lăudat să fie Dumnezeu. Am întâlnit cu o doamnă și zice, domnul Gabi, zice, vreau să divorțez. Dar zic eu, Doamne, știți că Biblia spune că Dumnezeu urăște divorțul în căsătorie. S-a uitat la mine și mi-a zis așa. Zice, dar dacă am fost predestinată să divorțez? Ca să vedeți ce diavol e diavolul, așa-i? Dacă cumva m-a predestinat Dumnezeu să divorțez. M-am uitat la ea și am spus următorul lucru. Dumnezeu nu poate să predestineze ceea ce urăște. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Biblia. Și El însuși nu poate fi ispitit. Ci fiecare este atras de pofta Lui însuși și momit, spune Biblia. Și păcatul înfăptuit aduce moartea. Dacă ești aici și tot te scuzi, tot te machiezi, îți dai pudră spirituală. Nu, eu nu-s de vine. Nu, ăla-i de vine. Nu. Fii atent că ăsta-i Duhul lui Iuda. Biblia vine și spune, e plata nelegiuirii lui. E păcatul tău, Iuda, pocăiește-te. Dar Iuda nu s-a pocăit de păcatul lui. Iuda nu s-a pocăit. Ci spune Biblia că Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Când a văzut că a vândut sânge nevinovat, Iuda, spune Biblia, s-a dus și l-a vândut pe Iisus Hristos. Și s-a dus și s-a spânzurat. Și spune Biblia așa, omul acesta a dobândit un ogor cu plată nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Când te spânzuri, cazi în picioare, dar zice Biblia că ăsta s-a spânzurat și a căzut cu capul în jos. Cum e aia? Istoricii spun că Iuda s-a spânzurat aici pe marginea muntelui, jos era Valea Chedron. S-a spânzurat și în picajul lui liber, în Valea Chedronului, a atins peretele muntelui. S-a dezechilibrat și a căzut cu capul în jos și a dat de o piatră ascuțită și a plesnit în două prin mijloc. Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera, spune Biblia. Ai secerat în firea pământească, vei culege putrezirea. Ai secerat în Duhul, vei culege viață veșnică. Așa că Dumnezeu răsplătește răutățile. Dacă nu ne pocăim la timp, Dumnezeu chiar ne poate lăsa în voia minții noastre blestemate. Doamne,
păzește-ne de asta. Doamne, păzește-ne de asta. Când păcătuiești, nu da vina pe nimeni, ci spune, Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Tu vezi păcatul meu, Doamne, Tu vezi viclenia mea. Tu vezi, Doamne, Dumnezeule, ce am în inima mea, Doamne. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne. Indiferent ce religie ai, în această seară să vii înaintea lui Iisus Hristos, să spui, Doamne Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Hai să vă întreb ceva, l-a iubit Iisus Hristos pe Iuda, da sau nu? L-a iubit, da sau nu? Spune Biblia în Ioan 13:1 că i-a iubit pe Iisus și i-a iubit până la capăt. Și acolo era și Iuda. De unde știu că Iisus l-a iubit pe Iuda? Pentru că Iisus a spălat picioarele lui Iuda. Și Dumnezeu l-a luat cu buna și cu frumosul și a zis, Iuda, sper să înțelegi că dragostea asta te îndeamnă la pocăință. Că nu cancerul și accidentele și leucemia te îndeamnă la pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și dacă ai venit aici pe picioarele tale, e bunătatea lui Iisus care te îndeamnă și spune, dă-mi viața mie, dă-mi și păcatele, pocăiește-te astăzi. Dar Iuda zice, spală-mă, dar eu nu mă pocăiesc. Mie îmi place în continuare furtul, îmi place pornografia, îmi place curvia. Îmi place minciuna, îmi place predicile, cântările, o slavă Domnului, ce bine că e aici, dar mă duc înapoi la troaca mea de porci. N-a înțeles că bunătatea lui Iisus îl îndeamnă la pocăință. Și Domnul Iisus Hristos nu numai că l-a luat cu bună și l-a făcut să înțeleagă că îl iubește, dar Domnul Iisus Hristos i-a dat și o mustrare. Spune la un moment dat Biblia că Iisus Hristos i-a luat pe cei 12 ucenici la o parte și a spus așa, nu v-am ales eu pe voi 12? Totuși, unul dintre voi este, ziceți mai tare, este un drac. Eu am zis, Doamne, dacă eu eram acolo, dacă eu eram Iuda și spuneai că unul dintre voi este un drac, erau 12, Doamne, eu cădeam cu fața la pământ înaintea Ta și spuneam, Doamne, aici sunt, Doamne. Am văzut că ai eliberat oameni de mii de demoni în ei. Doamne, scoate pe dracul ăsta de furt din viața mea și eliberează-mă și mântuie-mă, Doamne. Iisus îl mustră și spune, unul dintre voi este un drac. Dar Iuda, știi ce face? Uitați ce face Iuda. El merge în continuare. Nimeni nu s-a prins. El a rămas cu un tupeu mizerabil. Ca și când nimic nu s-a întâmplat. Se uită Petru, se uită Ioan. Doamne, dar cine oare? Cine? Iuda? Nu, o să-i om de încredere, domne. Dar care pungă, e cel mai de încredere om a grupului. În loc să cadă cu fața la pământ, Iuda continuă în păcatul lui. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu? Poate și aici, în această tabără. De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu în vis poate? Poate prin oamenii de la locul de muncă, în biserică, în conștiința ta. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu și a zis, fiule, fiico, dă-mi inima ta mie, pocăiește-te de păcatul tău. Tu nu vezi că e un duh care te macină, recunoaște-ți păcatul și nu voi arunca o privire întunecoasă, pentru că Iisus te poate ierta și elibera de orice păcat. Și de atâtea ori ai simțit poate mustrarea și dragostea lui Dumnezeu și n-ai vrut să te pocăiești. N-ai vrea să spui în această seară, Doamne Iisuse, pentru mine mesajul, Doamne. Doamne, aleg să mă pocăiesc, Doamne. Văd că și bunătatea, și mustrarea Ta, Doamne, mă îndeamnă la pocăință. Aleg, Doamne, să mă pocăiesc înaintea Ta. Să-mi dau viața mea cu totul și cu totul și cu totul Ție. Slăvit să fie Dumnezeu. Onorat să fie Dumnezeu. În urmă cu mai mulți ani de zile, eram la evanghelizare în Orșova. Acel oraș pe Dunăre. Eram în casa de cultură cu toflenii. Și după ce am predicat acolo, am zis, dacă este cineva în această seară care vrea pe Iisus Hristos Mântuitor să ierte Dumnezeu păcatele, să te libereze de orice, de orice rău, de orice păcat. Și în această seară și pentru tine este chemarea lui Dumnezeu. Poate ești aici și ai mers la vrăjitor. Te-ai dus la oamenii celui rău să te lege, să te dezlege sau mai știu eu ce. Ai dat mâna cu dracu până să treci puntea și vezi că acum dracu nu te mai lasă și nu-ți dă pace și nu-ți dă liniște. Singura ta soluție este să cazi la picioarele lui Hristos. Ca lumina lui Dumnezeu să dea la o parte întunericul din viața ta. Să-ți dea o minte sănătoasă, o inimă curată. Ca să poți să te închini cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Și ascultă aici tu care umbli la vrăjitor. Pocăiește-te astăzi, că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Faptul că auzi cuvântul lui Dumnezeu este că e harul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dacă Dumnezeu voia să termine cu tine, nu era aici. Dar Dumnezeu spune, fii atent. Te-am ales și pe tine să fii aici să auzi cuvântul meu, că te iubesc, că am murit pentru tine, că sângele meu te curăță de orice păcat. Și am făcut chemare și au venit vreo 4-6 bărbați în față, de vârstă mijlocie,
Și m-am dus și m-am rugat pentru fiecare, am pus mâna pe fiecare și m-am rugat pentru ei. Și am zis, Doamne, iartă-le păcatele, Doamne, dă-le o viață nouă. Iisuse, Fiul lui David, care a murit pentru ei, singurul Mântuitor, mântuiește-le viața lor, Doamne. Intră în inima lor, fii Domn și Mântuitor. Și m-am dus la unul dintre ei și mi-am pus mâna și m-am rugat pentru el. Și m-am uitat la el și am zis, auzi, roagă-te și tu cu propriile tale cuvinte. Spune, Doamne, vino în inima mea, Doamne, eliberează-mă, rupe lanțurile. S-a uitat la mine și a lăsat capul în jos și nu s-a rugat. Am crezut că nu mă înțelege și i-am spus a doua oară același lucru. S-a uitat la mine. L-am lăsat în pace, m-am dus, m-a rugat pentru ceilalți și la sfârșit a venit la mine omul acela, m-a bătut pe umăr, m-am întors și a scos o foaie A4. O foaie mare A4. S-a uitat la mine și a făcut așa. Era mut. El cu inima lui striga către Dumnezeu, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Ochii lăcrimau și spunea, Doamne, pentru mine a fost mesajul. Tu ești Mântuitorul, mântuiește-mă, scapă-mă de păcate mici, de păcate mari, care mă macină pe din interior. Îmi dau viața cu totul ție, Iisuse, iubitorule de oameni. Tu ai limbă în gură. Tu cum o folosești? N-ai vrea să spui astăzi, Doamne, pentru că mi-ai dat un grai articulat. Astăzi vreau să mărturisesc cu limba mea că Tu ești Domnul, că Tu ești Mântuitorul lumii și ești Mântuitorul meu personal. Intră în viața mea, Doamne! Nu mă lăsa, Doamne, să încep bine și să sfârșesc prost! Ajută-mă, Doamne, să rămân pe calea Ta! Ai limbă, laudă-L pe Iisus Hristos! Poate L-ai înjurat pe Dumnezeu, ai înjurat de Maica Domnului, de grâu, de soare! Ce-ar fi astăzi să spui, Doamne, curățește limba mea! Iartă-mă, Doamne, de orice obicei păcătos, Doamne! Spală-mă, Doamne! Fă-mă copilul Tău! Pentru că Iisus Hristos te curăță prin sângele Său cel Sfânt. Iisus Hristos are putere, ci nu poate să facă oamenii în 10 ani, 60 de ani de zile. Iisus face la un singur cuvânt. Dacă îți dai viața cu totul lui Iisus, slăvit să fie Dumnezeu!